fece astăzi, la enigmele revoluției, la enigmele tranziției, în general, ceea ce s-a întâmplat, ce se numește istoria recentă, nu credeți, nu prea este cunoscut. Și data trecută, când am fost aici și am încercat să povestesc câteva lucruri pe care le știam, am spus că mulți dintre ascultători, probabil, îi se părea că ascultă ceva, i s-a petrecut în Noua Zeelandă sau un fel din America de Sud, atât de puțin s-au cunoscut. Istoria recentă a României va trebui, în fine, să fie cunoscută cu tot ce a avut ea și bun și rău. Deocamdată vreau să spun că și acest episod, despre care nu s-a vorbit în România, el a revenit în atenție și după 2000, după ce mi-a trebuit, datorită faptului că în Times s-a publicat un articol. Sursa nu este presa română. Înaintea vizitei mele de stat, de 7 zile în Statele Unite, a apărut o săptămână înainte un articol în Times cu toată istoria și unde se spunea despre demersurile care s-au făcut. Acordul Vamal l-am trimis atunci în Statele Unite pe mine, se pune altă, și acum secretar de stat, era directorul general Vămilor, și el a încheiat, a fost primul acord Vamal între Statele Unite și o țară fostă comunistă, în baza căruia s-a putut face acest transfer. Dar și americanii mai fac uneori excepții. S-a semnat în iulie, în timpul vizitei mele, cu mult faș și prezența mea, dar urma în decembrie să intre și guvernul român și guvernul american. În decembrie de-abia l-au semnat cu adevărat ce a intrat în vigoare, dar pentru că președintele Statelor Unite, vrând să facă o favoare României, a dat această dispoziție, fără acord, SPP-ul, FBI-ul și SPP-ul au folosit avionul de altfel, în Times așa se scrie, înainte să apară, că va fi, vor fi transmise președintele Constantin Enescu, care le va putea transporta. Ca să fie, există puțină vizibilitate, un alt mare prieten al României, James Wolfenson, directorul Băncii Mondiale, un om cu mare viziune, un om mare iubitor de artă, în cadrul violoncel. Când l-am invitat în România ca să-i mulțumesc, am oferit un violoncel de Reghin, care apoi l-am văzut în locuința sa. Erau vremuri interesante, erau vremuri frumoase, când România însemna ceva și Statele Unite o tratau cu mare respect și considerație. Aș vrea ca acest lucru să se mai întâmple și în viitor. Și încă o dată mă întorc, sper că este un început în lămurirea acestor enigme și multe altele. Închei spunând încă o dată fericit pe director și am avut ocazia prima dată să le revăd la București. Pentru că a mai fost o idee interesantă, au fost transferate la Safari și managerul de la Safari, o doamnă, m-a invitat împreună cu ambasadorul Marii Britanii, Noble, și m-a întrebat atunci, dar de ce nu ați spus nimic? Și am spus, doamna, pentru că în vizita de stat cu Statele Unite s-au întâmplat atâtea lucruri importante pentru România, unele le înțelegem astăzi. Atunci am hotărât baza de la Constanța, baza americană, baza parteneriatului strategic. Atunci s-a înființat prima bancă privată cu bani din Statele Unite. Mai ales atunci s-a făcut acordul cu Banca Mondială, care a dat o sumă uriașă pentru cultură. Am avut 60% de guvernul României cu mine atunci. Acestea erau lucruri atât de importante pentru România, încât am uitat. Și dacă nu era articolul din Times,
nu mi-ar fi amintit până astăzi. Poate că pe această cale și multe alte enigme vor fi lămurite